Am trecut pe lângă ambasada Finlandei azi și mi-am amintit de o poveste. În anii 40, Rusia a bombardat Finlanda și ministrul de externe rus era unul Molotov, care a spus că, de fapt, Rusia nu bombardează Finlanda, ci le trimite finlandezilor alimente, mâncare. La care finlandezii au răspuns, dacă Molotov aduce mâncare, atunci noi aducem băutura, cocktailurile. De aici numele de cocktailuri Molotov, nu de la inventatorul lor, dimpotrivă.